Ai, bă, de voi toți. Intenția ta cred că e să se desparte ei, să poți să te bași tu. Uitați! Bună! Vreau să fiu tată tânăr. I-am scris Adrianei pe Instagram dacă trebuie să vin până în Istanbul să schimb două vorbe cu ea, dar n-a răspuns și între timp ce-a făcut și e bine dacă Naba a fost singura care n-a avut nimic de spus, că cu ea o să încep să mă cunosc mai bine. Adevărul. I-a trimis poză cui? Pe cine, Naba? Vlad place pe altcineva, punct. Nu-i vorba de chestia asta. Vlad place pe altcineva. Nu, n-am zis chestia asta. Nu am spus chestia asta. Ce treabă avea? Fii atentă, că Daniel a oprit-o până Naba. Vorbesc cu mai multe, că vorbesc cu persoane de afară, dar nu că... Daniel a oprit-o până Naba. Alo, Daniel a oprit-o până Naba. Era clar că se pregătea să zică ceva. Ceva ce e adevărat. Chestia asta, ce am spus eu acum. Spune, e adevărul. Nu vreau. Auzi, ia Daniela, spune-ne și nouă. Nu vreau. Îmi place de o fată de la Cluj, ce n-ați înțeles? Nu vreau să vorbesc de unde știi? Despre cine... L-am auzit. Nu vreau să vorbesc despre cine îi place. Pe și cine e 100% reală treaba asta sau e așa o vorbă aruncată? Că ți-a spus cineva. Cum vă luați voi, după cuvinte? Nu vreau să vorbesc despre... Te-a spus Vlad cu cuvintele lui? Păi, i-am spus, ce ți-am spus eu acum? Dar nu că îmi place de cineva. Că vorbești cu cineva. Cu alte cuvinte, Vlad. Că vorbești cu cineva. Vorbesc cu mai multe persoane. Nu, mi-ai spus cu alte cuvinte, Vlad. Și tu știi și asta. Ai trimis și nu vreau să aduc asta, dar atunci am plâns și atunci m-a văzut Naba și de aia știe. Și ieri de ce ai plâns? Pentru că nu-i venea să creadă și că o să-i fie dor de el. Și pentru că ea chiar simte mai mult. Mănânc perna asta când aud că e dor de el și s-au pupat de trei ori. Bă, Doamne, Radu, dar poate ce vrei? Îi place de el. Băi, frate, a plâns pe bune și a... Vii și spui, îi place de el. După aia vii și o acuz pe ea că se bagă în... Păi i-a spus și chestia asta, da, i-a spus și chestia asta, dar și că îi place de el. Pentru că a plâns pe bune, am auzit-o eu de sus, de la mine. Cred că-s biera? Jur că am auzit-o plângând și... Băi, nenea, a trecut Italia, a stat în Pizamale, dar am auzit-o plângea cu Simon, sincer. Am stat și-am... Dar și Vlad îi scria că ce e supărată, de ce e supărată. Uite cum te postează Naba. Tocmai de aia am postat. Să vadă în ce stadiu e. Dar nu trebuie. Dar dacă tot știi Naba, zi tu direct pe față. Păi am zis, nu dați vina pe Daniela, că Daniela... Dar nu are Daniela nici vina, eu am spus că Daniela nu are nicio vină. Este mai tânăr, eu am vorbit cu ea în weekend, pentru că am văzut postările tale și scriam. O întrebam ce-i baiu, de ce, nu am încercat să comunic cu ea. Și nu dă nimeni vina pe ea, că nu greșește cu nimic Daniela. Păi n-a greșit, păi zic, un deranj de-a meu care a fost că se bagă prea mult în subiectul, da, Radu, exact. Adelina, ținând cont că se zicea în trecut și acum se zice și Radu îmi sare tot timpul că da, bă, vezi că mă place. De asta mă deranja pe mine, că sare foarte mult în subiectul ăsta și el îmi spune în continuu, bă, vezi că pe mine mă place Daniela. Da, de asta era deranjul, da, care nu greșit cu nimic. Place, dar ce vrei, păi să știu facă? Că nu... Ți-a spus că nu a greșit cu nimic ea și știu că nu-l place. Dar din cauza că Daniela, ea intră în subiectul ăsta atât de des, cum faci cu Daniela, ai spus și cu Simona. Ce? Parcă încerci să-i găsești mereu o scuză, să te scoți tu, că... Dar nu încerc, vreau să spun... Tu vina. Bă, motivul pentru care încerc să fiu mai distant e pentru că urmează să plec. Nu e adevărat. Ce? Nu e adevărat. Motivul pentru care mai distant? Dar care e adevărat? Tu ai simțit să fii lângă ea, ai fi... Nu e... Nu e ăsta motivul, Vlad, și tu știi. A fost foarte neplăcut să o văd 3 zile în continuu, zici că era maica Filoftea. Mai avea fost... 2 momente de dansat, după aia plângea. Da, dar avea o scoteam din stare, iarăși amintea, iarăși intra. Iar o scoteam din stare, iarăși intra. Zici că era o depresivă. Da, da, aici și vine ai. De ce mai are așteptări de la el? Păi pentru că simte, Doamne! Simte, dacă vorbește cu altă femeie, ce să mai simte? Ia simte, ia simte! Păi ia! Așa de ușor. Păi și ce crezi că e așa simplu? Cum poți să mai simți ceva pentru un bărbat care își asumă și că vorbește cu altă femeie? Și eu am vrut să închei cu tine la început de 15 de ori și n-am încheiat-o. Să simți pentru Adelina în ciuda... Hai să mergem pe victimizări iar. Păi nu, da. Mamule, și eu am încercat...
De câte ori am încercat și am zis în emisiune că o închei cu tine la început și n-am încheiat-o. Nu e ca și cum pentru mine nu a fost... Că și eu am zis o victimă. Nu a fost pentru cuplu lunii. Deci... Și tu. Ba, ești tu. Pă bune, adică nu mă așteptam chiar de la tine să nu înțeleg asta. Amândoi au greșit. Am înțeles acum. Amândoi au aceea zi. Păi normal că noi nu avem cum să înțelegem și să credem. Amândoi. Dacă tu te bagi în subiectele, cum spune și Radu, dacă voi nu spuneți, nu avem de exact. Cum să înțelegem. Noi păi, luam... Normal că te acuză și Radu că nu știe adevărul. Exact. Că Vlad vorbește cu altcineva. Dar tu știi. Ăla l-a aflat toată lumea. Băgat păi, când știa că urmează să plece, acum l-a aflat toată lumea. Că știa și tot s-a apropiat de el. Amândoi au aceeași vină. Nu e niciunul mai vinovat. Amândoi la fel. Chiar dacă, adică știa de la început eu că pleacă, toți s-au apropiat. Deranjul meu este că l-ați ridicat în zlăv pe băiatul ăsta. Și nu e prima dată când face chestia asta. Asta e deranjul meu, că ridicați prea mult în zlăv. Ok, înțeleg. Vorbește frumos, da? Nu jignește nimica, e de apreciat. Dar l-ați ridicat la cer și face exact ce face orice alt bărbat. N-am vrut niciodată să deschid subiectul ăsta sau să spun ceva legat de asta. A fost tocmai asta, pentru că Vlad are o imagine și eu nu vreau să-i opătez în niciun fel. Înțelegi? Nu vreau. Imagine. Da, pur și simplu. Dar nu e vinovat niciun om pleacă. Prefer să-mi opătez eu decât să-i opătez lui. Omul pleacă. Ce putea să facă aici și nu avea nici relație aici, a susținut că nu mai e are relație cu Daniela, de ce s-a mai făcut-o? Că știa că vorbește cu fata aia. A avut, vorbea după aia. Asta s-a întâmplat weekendul ăsta. Și când m-am zis... Până weekendul ăsta, da? Eu nu vreau să readuc subiect, dar când m-am zis că banul are putere mare în casa asta... Că altceva nu știu de ce te-ai combinat cu Daniela dacă vorbești cu altă femeie și te mai ieși scrie la cuplul lunii. N-ai ce scuză să găsești. Că așa ai simțit sau că așa ți-a zis cine? Nu ți-a zis? Ai simțit pe asta pe, după două zile n-ai mai simțit. Asta e problema ei, că ea încă simte și tu nu. Nu, nu mai simt. Vlad n-a avut niciodată o relație în viața lui, doar s-a pupat. Așa, cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. El n-a avut relație stabilă. El are nevoie, are momentul, un deci, în față, frate. În momentul în care tu te apropii de ea. În momentul de față, voi îmenajați pe ăsta. Deci că nu vrea să voi ce-i peste el acum. Că îl menajați în continuare. De ce să se complice? Bă, dar voi menajați în continuare? El știa că pleacă de la început, de când a făcut cuplul cu Daniela. De ce l-a mai făcut dacă știa că se va ajunge aici? Pentru că am simțit amândoi. Eu am simțit amândoi, dar de ce nu? Dar eu nu-i dau vina lui, am simțit amândoi să facem un cuplu. Am simțit. Da, și deranjul tău e că el nu mai simte acum. Nu, nu, deranjul meu e altul. Toate spunem asta, dar nu. Nu, puteți să spuneți voi, dar eu știu ce simt eu. Și deranjul meu e totuși totul altul. În continuare. Nu. Eu tot nu cred nimic. Și el doarme acolo pe canapea. Te-a obosit. Hai, că pe mine nu mă afectează chestia asta, nu, de-aia. Da, 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 da. Nu mă deranjează, de loc. Sunt 5 fete care sunt să nu se lasă. Nu mai poate să paseze de ce suferă acum, în momentul ăsta. Păi aia zic că toate spun asta. Iar urmă că Daniela ia apărarea, dar sunt eu, Alina, Nava, Roxana, care suntem de aceeași părere. Logica, logica. Nu. Pentru că tu știai de la început că pleci. Trebuia să... De la început? Când de la început? Mă rog, de când ai început cu... Hai, lasă-mă, s-a strâng el bine o săptămână. Când ați făcut relație știa. Gata, că n-a omorât pe nimeni. Când ai făcut relație știai când ați făcut relație. Pentru că am văzut cu Daniela. După ce ne-am apropiat. Nu știa. Ba da. Nu știa. Ba știa. Dacă știa, nu se mai apropia de ea. După ce deja ne-a apropiat. Nu știa, că dacă știa, nu se mai apropia de ea. Exact, a știut asta după ce noi deja eram apropiați. Dar nu împreună. Păi deja eram, ne luam în brațe și ne pupam. Exact. Am zis că suntem cuplu în gală. De ce? Pentru că noi până atunci ne-am pupat, ne-am luat în brațe, am făcut toate astea și ziceam că suntem prieteni. Și da. Cum, în ce imagine proastă puneam pe ea, că asta am vorbit, că eu cupun pe ea într-o imagine proastă, că ea se pupă cu mine și zic și eu spun că pentru că prieteni. Noi n-am vrut să ne asumăm chestia asta, un cuplu, tocmai pentru faptul că el o să... plece și nu doar de asta. Am spus că ok, suntem cuplu, dar nu vrem să ne înscriem. Dacă îți place de el, pleci pentru după el. Că o puneam pe Daniela într-o lumină proastă. Ce pare rău, ne dacă și îți place de el, poți să pleci după el, să știi. Așteptam să spui asta. Fericiți toți trei. Așteptam să spui asta, Radu. Dar? Da. Întreabă-l pe Vlad dacă vrea să plec cu el. Nu. Păi stai puțin așa, îți place de el? Păi și vrei să plece cu forța noi după el? Noi am vorbit păi pleci dacă îți place, tu lasă, vorbi tu! Păi trebuie să fie reciprocă, frate! Trebuie să fie reciprocă unde pleacă! E un subiect, e un subiect, aiută! Băi, fii atent aici, Daniela! Dacă îmi place o femeie, chiar dacă ar pleca după mine, sau nu ar pleca, sau și-ar dori să plece, sau nu și-ar dori să plec după ea, eu aș pleca doar pentru fapt că îmi place și nu aș putea să stau în competiția asta, asta se fără pune, ea! Asta se pune la voi care aveți 26, 27, 30 de ani și aveți deja
viitorul stabilit și face ceva, câți ani să avea. Dar la mine nu e aceeași chestie, eu mă duc și joc fotbal undeva, într-un alt oraș. Nu există scuză. Am jucat 17 ani, pentru că voi în afară emisiunea. Pun la punct. Plecăm împreună, ajungem la aeroport, el pleacă pe drumul lui și eu pe al meu. Pentru că păi asta de vrei? Ce? Pentru că nu asta vreau, asta o se întâmple. No. Nu știu, frate, vreau să înțeleg și eu care și cum e poziționat Alina. Înțeles? A zis ceva pentru el. Dar vreau să văd. Vreau să văd. Și Adriana? Nu aș putea să stau, ok, îmi place persoana și pleacă. Adriana, de cazul ăla să-și trebuie cu băiatul ăsta. Și acum 5 minute cât ți-am zis ceva, ai zis că altceva. Când am bătut palma. Ce hoț ești. E urât, e urât. Nu e urât. Poate băiatul ăsta are sentiment. Nu e urât. N-are. Da, mă, dar poate băiatul ăsta are sentiment. Zic eu că n-are. Zici că e doar așa, fake? Pleci, că nu mai zici să rămâi. Vezi că o place, nu se vede. No. Frate, nu mai cum! Îi tânăr, da, dar dacă erau înainte, sentimente de reciprocare... Nu se gândește la ceva serios, normal că vrea să se lege cu ceva de cap de acum. Ba, nu trebuia, nu era obligatoriu să se căsătorească, dar dacă se iubea, dacă era focul ăla maxim, plecau împreună. Dar el nu e pregătit. O să vă vrem. Dar de bine, îi place suficient de ea încât să facă chestia asta. Nu vrea. Ai și 17 ani dacă iubești o persoană sau dacă ai sentimente puternice, pleci. Și pleacă România și ce fac? Stau suport că ce? Cu ce? Cum poate să ai grijă plătuți de ea? Nu, dar gândește-te să te aflată sub pod. Vorba vine. Banii ar fi ultima problemă. Nu e vorba de și de n-ai ce mânca și tot te duci dacă iubești. Asta, asta da. Voi. Asta. Se iubesc de o săptămână. N-are cum. Cum să mă duc să fie cum să mă duc sentiment. După el, în condițiile în care el acum câteva zile ți-a spus că vorbește cu altcineva. Nu mi-a trimis poze cu fata aia. Nu dau nici fel. Dar de ce te-ai dus fix tu după 10 minute dacă nu mai ești cu ea? De când am zis asta? Hai mă, Alexe, că n-ai... A zis ea. Când a zis asta? Că nu mai are încredere, Sandro, că iar ei... Nu am scos de... A zis că nu mai stai cu ea, că ai înjurat-o. Cum? A zis că nu mai stai cu tine, că ai înjurat-o. Și nu ți-ai asumat. Ea a spus. Da. Bă, n-a spus așa? Da. Mi-a spus la fel. A zis? Nu, n-am auzit chiar. Nu, mie mi-a spus asta acolo când am fost. Da, dar nu a zis... Dar a spus că e supărată. Nu a zis că nu suntem... Nu, de nou. Nu vreau să bag intrigant. Ai, uite că... Dar nu vreau. Zici adevărul. Tot e băiat. Ai văzut? Zici adevărul. Tot e băiat. A spus că e deja a doua oară când se întâmplă și... Auzi? Tot ești băiat, dar vezi că e am pe ăștia doi care încearcă ceva. N-ai zic. Nu încearcă nimeni nimic, ce se pare? Eu abia aștept. Nu vreau să fac nimic, dar cuvintele au fost... Gerule, 3 luni jumate cred că am cu ăștia aici. Crede-mă că îi știu pe de-a rost. Uite Haldă, Haldă stat în emisiune. Femeie. Asta-i cunoști. Cine mă, lasă că Alina se simte rău, mă, ce vrei. Și stă așa? Se simte rău. Da. Ana, mă. Așa ți-e rău? Da, mă. A, nu, ce? Ana, nu știu. Păi asta zic. A, eu credeam dar ce are Ana, Ana, măi? Stă că așa... Păi, dar nu să se stă așa. Dar se stă mișto în emisiune. Uite, Haldă stat într-o emisiune. Ana, dar e frumos așa. Fă-ți relație. Ce-am făcut viața mea? Fă-ți relație. Nu! Stau, mă... Fa picioarele, stau pe burtă și eu stau într-o emisiune de dragoste. Ce-am făcut? De dragoste, nu de... Pe mine, nu știu ce de acum a luat exemplu și mai mult, să iau. Păi da, ce? Păi trebuie să facă și el, mă, ca să vadă cum ar veni, că e normal ce fac ei. Că pe el nu-l deranjează, vezi, doamne. Că stau pe burtă aici, vorbesc cu Daniela, e o problemă. Nu e o problemă, felul în care stai într-o emisiune de care se uită și copii și de toate. A, și copiii ăia nu se mai uită când înjuri de... Și când spargi și pe aici. Când spargi și geamul și așa mai departe. Îți trezește un interes? Uite, tu ești nou, da? Absolut deloc. Ai, nu știu, câteva zile. Ai putea să te apropii de o femeie care stă în halul ăsta? Eu caut o femeie cu bun simț, cu respect pentru tot ceea ce înconjoară. Păi ce bun simț, ce bun simț are asta când înjură? Femeie, femeie înjură. Hai, bărbatul e mai prost, înjură, aia e. Dar ca femeie să-ți bagi, să stai cu oaia, nu e frumos, mai ales la televizor. Așteaptă să mă interesez de ce zic. Dar nu trebuie să-i interesez ce zic eu. Trebuie să-i interesez de ce părerea oamenii despre tine. Că te pui într-o... Bine, că oricum tu ești într-o postură de 2 lei. Pe tine nu te interesează mediul în care te expui. Nu, că ție-ți place doar... Cine te interesează că tu ești cel mai hate-uit din emisiunea asta, viața mea? Pe cât sunt de hate-uit? Pe cât sunt de hate-uit, pe atât sunt de iubit, ca idee. Dacă stai să-i logic, puneți un sondaj, puneți un sondaj pe rețele de socializare și vezi pe cine se vorbește. Să nu exagerăm acum cu iubirea, nu, nu e. Eu n-am văzut un comentariu despre tine,
e frumos, băi, sunt sincer. De ce citiți comentariile? La cât de mici sunteți să vorbiți voi despre mine și de mici. Mici, dar tu te vezi mare. Vorbeau ăsta la 1,50 m cât de mici suntem noi. Vorbeau ăsta la 1,50 m cât de mici suntem noi. Nu era vorba de noi. Eu n-am văzut nicăieri votradul. N-am văzut votradul. Sunt două persoane. El vorbește de înălțime. Ești încuiat. Sunt două persoane care te votează cu sute de conturi. Atât. Ce realizare ai tu în viața ta? Te crezi aici de sus. Aici sus. Ce realizare am? Da. Sunt vreo două, trei persoane. Vrei să-mi spun ce fac eu unei serios sau ce? Că n-am înțeles. Păi tu spui că... Eu vorbesc de ce aici. Ok, hai să vorbim de realizările mele din casă. Da, hai zi. Am fost de câteva ori favorit suplem. Am o relație, iubesc. Pe spatele tău? Pe spate, nu, pe spatele cui? Tău? Pe spatele cui? Pe a spatele lui, uite, persoanei astea de aici. Spatele cui? A lui domnișorul Codruț. Ce persoane, măi? Pe spatele lui ești. Păi iubește lumea din cauza lui Codruț? Păi iubește lumea din cauza lui Codruț? Lasă care lume, sunt vreo 3 persoane cu câteva sute de conturi care îl votează, dar dacă se duc persoanele alea 3-4 care îl votează, se duce și el de tot. Da, exact. Vezi că persoanele alea deja se duc. Deci tu, Răducule, fără cele 3-4 persoane. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.